Motocrossul Sucevei a avut loc duminică începând cu ora 12. Printre ultimii înscriși în competiție a fost și senatorul PNL de Suceava, Gheorghe Flutur, care a venit la cross într-o ținută sportivă. Printre sutele de susținători ai alergătorilor s-au mai aflat deputatul PNL Sanda Maria Ardeleanu, viceprimarii Sucevei Ovidiu Doroftei și Lucian Harșovski, precum și fostul senator Orest Onofrei. Înainte de debutul competiției, participanții s-au fotografiat alături de deputatul Ioan Balan, organizator al evenimentului. Peste 600 de sportivi amatori din municipiul Suceava au alergat la crossul Sucevei. Primii alergători au fost copiii cu vârste cuprinse între 8 și 13 ani, iar ultimii sportivi de la linia de start au fost veteranii de peste 50 de ani. Cel mai în vârstă participant are 75 de ani și a ieșit pe locul 4 la categoria veteran 2. Printre alergători s-a aflat și viceprimarul Sucevei, Ovidiu Doroftei, care nu a reușit să termine cursa. A fost foarte în regulă. Ceea ce mi-am propus s-a și întâmplat. Am luat startul, am reușit să stau undeva în fruntea plutonului până când m-au părăsit resursele de energie. Evident, nu am niciun fel de antrenament și recunosc. Nu sunt cel mai bun exemplu în privința aceasta, însă mi-am dorit, totuși fiind un exercițiu pentru toată lumea, unde au fost invitați toți sucevenii, să-mi încerc și eu puterile și, de ce nu, atât cât pot să alerg. Recunosc, nu am terminat cursa, nu am niciun regret vis-a-vis de asta. Cu siguranță, la anul voi fi într-o formă mai bună, pentru că deja e o provocare. Am văzut alți colegi care au terminat cursa și atunci, e clar, trebuie să îmi dozez și eu mai bine efortul și, de ce nu, să exersez mai mult. Cei 30 de câștigători ai competiției au plecat acasă cu câte un televizor smart oferit de Marelvi. Alți 10 suceveni au primit câte un aspirator prin tragere la sorți. Locul 3, la categoria 8-13 ani, Greciuc Ingrid, este rugată pe... Locul 2, Subrea Iuliana. Și locul 1 și câștigătoarea crossului Sucevei, Smocot Cristiana. Duminică, începând cu ora 18, televiziunea Intermedia a transmis în direct din centrul Sucevei festivitatea de premiere a competiției sportive Crossul Sucevei. Spuneți-mi, vă rog, cum a fost ziua de astăzi? Din punctul meu de vedere a fost, în primul rând, emoțional. Au fost premii, au fost câștigători,
dar pentru mine toți participanții sunt câștigători. Este prima ediție a crosului Sucevei și faptul că au participat peste 1000 de cetățeni la toate categoriile de vârstă, pentru mine acesta este premiul cel mare. Totdeauna mi-am dorit și am și expus-o public, că atunci când am acțiuni politice, acțiuni în administrație, să iau pe cetățeni să fie activ, să fie parte activă în proiect. Astăzi a fost tocmai unul din acele proiecte în care sucevenii au fost parte activă. Le mulțumesc la toți pentru lucrul acesta. Mulțumesc tare mult, domnule Flutur. Spuneți-mi, vă rog, dacă Suceava are nevoie de acest eveniment. Categoric are nevoie. Am venit că era timpul să alerg și eu puțin. Sunt cam grăsuț. Vreau să felicit sucevenii că au ieșit astăzi la acest eveniment. În primul rând să-i mulțumesc lui Nelu Bălan pentru inițiativă. E un lucru care pune în mișcare Suceava. E bine că e acum la început de toamnă, să spun așa, să participe peste 1000 de oameni. Am văzut oameni cu lacrimi în ochi, copii care meritau să fie premiați și asta ne obligă să organizăm și anii viitori. Dar nu numai atât. Cred că Suceava are nevoie de infrastructură de sport, o sală polivalentă. Are nevoie de mai multe spații pentru mișcare. Dacă ne uităm, în alte zone sunt mai multe și eu cred că trebuie să ne propunem așa ceva, iar prezența noastră aici este un îndemn a sucevenilor să vină, să alerge, să intre în mișcare și de ce nu să ne pună și pe noi în mișcare. Domnule Flutur, vă mulțumesc tare mult, domnule Bălan, vă mulțumesc tare mult, domnilor și noastră pentru implicare, sprijin și pentru faptul că ați făcut cunoscut la toți sucevenii acest eveniment. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Intermedia. Câteva mii de suceveni au participat la concertul susținut de trupele Voltaj, Maxim, Andrei Leonte și Nagoale.